Vă spun un bun venit în casa Domnului și în seara aceasta. Ne bucurăm să fim împreună. Suntem adunați aici și vrem să lăudăm pe Domnul și Dumnezeul nostru. Ne bucurăm pentru că El ne-a dat o viață nouă. Ne bucurăm că El ne-a dat și locul acesta. Ne-a dat o țară în care să putem chema numele Lui, în care să ne putem bucura de prezența Lui. Vreau să începem seara aceasta să lăudăm pe Dumnezeu prin o cântare. Cântarea spune: vrednic ești de cinste și închinare. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare pentru cântarea aceasta. Să rămânem câtva timp în picioare. Vreau să citesc din un psalm, psalmul 136. Fiecare verset în partea a doua spune: căci în veac ține îndurarea Lui. Și acest psalm se citea în fața lui Israel și tot poporul spunea: căci în veac ține îndurarea Lui. Și aș vrea să facem lucrul acesta și apoi să intrăm într-o rugăciune în care cu toții să lăudăm numele Domnului. Deci eu citesc prima parte și apoi cu toată adunarea spunem: căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul, căci este bun. Căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor. Căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor. Căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari. Căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere. Căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape. Cel ce a făcut luminători mari, soarele ca să stăpânească ziua, luna și stelele ca să stăpânească noaptea, pe Cel ce a lovit pe egiptenii în întâiul lor născuți și a scos pe Israel din mijlocul lor,
cu mână tare și cu braț întins. Pe cel ce a tăiat în două Marea Roșie și care a trecut pe Israel în mijlocul ei. Trecem la versetul 21. Și le-a dat țara de moștenire. De moștenire robului său Israel. Pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri. Pe cel ce dă hrană oricărui făpturi. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor. Haideți să lăudăm pe Dumnezeul nostru, să-L înălțăm în mijlocul nostru. Vă invit să luați loc. E o seară de sărbătoare.
în care ne bucurăm să fim într-un număr așa de mare. Avem împreună cu noi frați și din alte părți, dar și celor care sunteți din Zalău și celor care ne urmăriți pe internet. Și tuturor vă spun un bun venit! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Astăzi avem cu noi și un grup de frați, fratele Sorin cu un grup de frați din Cehei, care vor sluji Domnului, care vor slăvi pe Domnul. Aș vrea să cântăm împreună cu ei, să-L slăvim pe Domnul. Scopul cu care noi ne adunăm este să înălțăm numele Domnului nostru și Dumnezeului nostru. El e un Dumnezeu viu. Nu e un Dumnezeu undeva departe, care să nu ne asculte, care să nu ne audă, ci un Dumnezeu viu cu care ne-am întâlnit, cu care vrem să ne întâlnim și în seara aceasta, ca El să binecuvinteze ființa noastră. Și dacă în seara aceasta ne binecuvintează El, vom pleca din locul acesta îmbogățiți, slăvit să-I fie numele. Îi invit deci să vină, să cânte câteva cântări spre slava Domnului. Care se găsește scris în Evrei, capitolul 12, versetul 14. Acest cuvânt spune astfel: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Domnul să ne întărească, să ne dea putere ca să urmărim pacea, sfințirea vieților noastre, ca să putem dobândi locul acela pe care este pregătit pentru fiecare dintre noi, veșnicia petrecută cu Domnul nostru. A Lui să fie slava în veci. Amin.
Să vă mulțumim.
Odihna sa, în
scegliea înaintarea mănunță din Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea pentru cei ce aveți cuvântul lui Dumnezeu să-l deschideți în Evanghelia după Luca, începând de la versetul 38, vom citi până la versetul 42. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu. Doar un singur lucru trebuie. Maria și-a luat partea cea bună care nu i se va lua. Amin. Mă bucur în seara aceasta să vă văd din nou în casa Domnului. Și mă bucur în seara aceasta să avem musafiri în casa Domnului. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și v-am citit textul acesta pentru că textul acesta mă reprezintă oarecum. Mă reprezintă pentru că în textul acesta sunt două femei. Și cele două femei au așa câteva elemente în care le găsesc și în viața mea. În primul rând, parcă mă identific mai mult cu Marta și mă uit la viața mea și constat că mă îngrijorez și mă frământ pentru multe lucruri. Oare vor veni frații la biserică? Oare va fi un cuvânt potrivit? Oare ce vor cânta frații? Sau mă gândesc la alte lucruri, ce va fi mâine, cum va fi mâine, dacă vor ajunge cu bine frații acasă și te îngrijorezi și te frămânți și n-ai pace, așa-i? Și cred că fiecare puteți mărturisi lucrul acesta, că ne îngrijorăm și ne frământăm pentru multe lucruri. Dar vedeți, textul din seara aceasta mai prezintă o persoană acolo.
o persoană specială pe care Duhul Sfânt o scoate în evidență. Și era Maria. Și Maria, de când a intrat Iisus în casa aceea, un singur lucru face. Știți care e lucrul acela? Nu că era, nu erau și alte lucruri de făcut. Nu că erau, nu erau lucruri pentru care să te îngrijorezi. Dar alege un lucru să-l facă cu prioritate. Și lucrul acela este să-L caute pe Hristos, să coboare la picioarele Lui și să-L asculte. Și dacă este ceva să vă îndemn în seara aceasta, în rugăciunea care urmează, este să spuneți: Doamne, deschide-mi inima în seara aceasta să pot să stau și eu să ascult. Dă-mi o inimă ca așa lui Maria. Vreau în seara aceasta să ascult. Tu vorbește-mi și eu să ascult. Tu vorbește-mi, Doamne, și eu să ascult. Vreți lucrul acesta în seara aceasta? Vreți să dați la o parte orice fel de îngrijorare? E posibil la picioarele lui Hristos. Și e posibil când îți deschizi inima să spui: Doamne, vorbește-mi. Sunt atâtea lucruri cu care mă frământ în seara aceasta. Mâine mă voi frământa. Dar, Doamne, este momentul oportun acum. Dă-ne tuturor o inimă potrivită, deschisă înspre Tine, să ascultăm tot ce se face aici. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. În urma mesajului pe care fratele l-a amintit, de multe ori ne ignorăm în viața aceasta. Și fără Iisus,
n-am putea să facem nimic. Cântarea pe care vom cânta spune, conștient sunt, Doamne, bine, dacă n-ai fi lângă mine, tot un lucrul meu s-ar nărui.
Crucea Domnului Iisus este locul unde fiecare dintre noi putem veni cu păcatele noastre, cu viața noastră murdară și să ne prăbușim la crucea Lui. Cum spune și cântarea, un pas, doi pași, 100 și în genunchi, mă prăbușesc la crucea Ta. Eu sunt convins că în palma Ta, Iisus, e scrisă, Doamne, și vina mea, și vina Ta. Un pas, doi pași, 100 și
viața de credință, fiecare dintre noi trecem prin diferite probleme, dar vreau să spun că poate de multe ori greșim în fața lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care putem să-l facem, să venim la crucea Domnului Iisus, să rugăm ca să ne ierte, să ne curățească și să ne dea putere ca să putem duce credința noastră în El până la cap. Cântarea pe care o vom cânta este o cântare cunoscută și vă îndemnăm să cântați împreună cu noi cântarea Să genunchezi, Hrist te va primi, astăzi la El să vii. Vocea-i să asculți, viața să-ți o schimbi, să nu le atâtea grijă. În timpul cântării am vrea să ne închinăm și cu darurile de bunăvoie și biserica să închină cu lucrul acesta. Să fie Domnul. Mă bucur foarte mult să fiu cu dumneavoastră în această seară și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze în locul acesta și să ne vorbească. Amin. O să vă invit să ne ridicăm și aș vrea să citim un cuvânt din Evanghelia după Matei, de la capitolul 13, Matei 13. În aceeași zi,
Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că trebuia să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată, pentru că n-a găsit pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Apoi, în versetul 18, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și le traduce, le interpretează această pildă a semănătorului și haideți să citim și versetele acestea. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte dă 100, altul 60 și altul 30. Amin. Dragii mei, în seara aceasta am venit în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Și n-am venit aici nici să ascultăm un grup cântând și nici un om predicând sau vorbind. Am venit aici să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și cel mai păgubos lucru care ni s-ar putea întâmpla ar fi să plecăm de aici fără să ne spună Domnul nimic. Cel mai păgubos lucru, ați venit, vă văd pe unii dintre dumneavoastră, chiar dacă nu vă cunosc foarte bine, dar știu că sunt și musafiri aici. Cel mai păgubos lucru ar fi să fi luat 3-4 ore din timpul dumneavoastră să fiți aici și să nu auzim glasul lui Dumnezeu. Aș vrea în cel mai sincer mod cu putință fiecare dintre noi să stăm câteva momente cu capetele plecate și în inima ta, în duhul tău, aș vrea să te rogi și aș vrea să strigi către Dumnezeu, să-L chem, să-L rogi pe Dumnezeu să-ți vorbească și ție în seara asta. Haideți să stăm câteva momente înaintea Domnului. Între noi este prezent Domnul prin Duhul Său. Haideți să-L rugăm să ne vorbească în seara aceasta. Stăm înaintea Domnului. Ești Cel care ai făcut cerurile și pământul. Și Tu ne-ai făcut pe fiecare dintre noi. Înainte ca să ne naștem, înainte ca să fi creat cerul și pământul,
fiecare persoană din locul acesta a fost în mintea și în inima ta. Ne-ai cunoscut pe nume și ne cunoști pe fiecare dintre noi. Și cu fiecare dintre noi ai o lucrare. Și pentru fiecare dintre noi ai un plan și ai un destin veșnic. Și, Doamne, în seara aceasta am venit aici înaintea Ta și am vrea să Te rugăm frumos pe Tine să ne vorbești clar și limpede, să Te putem înțelege și să ne vorbești cu putere ca să Te putem crede, Doamne, să ne duci adevărul Tău care să străpungă inimile noastre și prin Duhul Sfânt Te rugăm frumos să pătrunzi în inimile și în mințile și în duhurile noastre și să ne dezlegi de orice legătură. Și dacă sunt aici oameni legați cu legături păcătoase și dacă sunt aici oameni cuprinși de frică și dacă sunt oameni aici cuprinși de îngrijorare și dacă sunt oameni aici prinși de depresii și dacă sunt aici oameni prinși într-un fel sau în altul de cel rău, de duhuri rele, Doamne, în seara aceasta Te rugăm frumos să aduci Tu dezlegare și eliberare de la Tine. Te rugăm frumos, coboară peste locul acesta, inundă locul acesta cu prezența Ta, cu viață din Tine, cu Duh din Tine. Doamne, toarnă și revarsă Duhul Tău din belșug peste noi în locul acesta. Aș vrea, Doamne, să-mi dai o ungere specială de la Tine. Aș vrea să vorbești. Și, Doamne, dacă sunt oameni aici care s-au așezat undeva în spate și au impresia că nu-i cunoaște și nu-i vede nimeni, Doamne, Tu-i vezi și-i cunoști, vorbește-le, Te rugăm frumos, și nu lăsa pe niciunul de aici să plece fără Tine, să plece cu sentimentul acela de părăsire, de singurătate, de uitare, Doamne, pentru că Tu ne știi pe fiecare. Doamne, adu viață veșnică, adu mântuire, adu iertare, adu, Doamne, naștere din nou. Te rugăm frumos, Tată drag, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt toate acestea, a Ta să fie slava și gloria în veci. Amin. Amin. Înainte să vă așezați, vă rog frumos să facem încă un lucru, să vă întoarceți în stânga și în dreapta și să vă binecuvântați unii pe alții în numele Domnului Iisus. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur în seara aceasta să pot să fiu în dumneavoastră, așa cum spuneam. Pentru cei care nu mă cunoaște, e așa un sentiment interesant să vin în Zalău, la o biserică, unde mă cunosc destul de puțin oameni. Am fost în Zalău ani de zile, practic sunt din Jac și am făcut școală aici, am lucrat o perioadă aici, mă bucur să învăț fost colegi aici. Pe unii dintre dumneavoastră știu foarte bine, dar e așa o bucurie să văd atâtea fețe de oameni pe care nu-i cunosc. Slăvit să fie Domnul! Pentru că asta înseamnă că în anii care au trecut Dumnezeu a lucrat în biserica asta și au fost zeci și zeci de oameni, sute de oameni care s-au întors la Dumnezeu aici. Slăvit să fie Domnul! E așa o bucurie. Asta se întâmplă și la noi în biserică, la Cluj, la Biserica Betel. Sunt unii frați care se întorc după o perioadă de câte, sunt oameni care se întorc după câte 10 ani și intră în biserică și au un sentiment foarte ciudat că nu mai știu că foarte multă lume pe acolo. Asta e o bucurie mare. În seara aceasta sunt, încă o dată zic, bucuros să fiu aici la dumneavoastră și mă rog că Duhul lui Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul care mi-a pus pe inimă și ne rugăm ca acest cuvânt să fie de folos. Mesajul din această seară va fi mai degrabă pentru musafiri. Pentru cei care poate ați fost invitați de un vecin, de un coleg, de un prieten aici în biserică, să auziți Evanghelia.
creștinismul este foarte interesant. Atunci când te uiți în istorie, realizezi că această credință creștină a stârnit foarte multe dispute, foarte multe discuții, foarte multe tipuri de reacții. Uitându-te în creștinism sau la creștinism, poți să vezi că au fost oameni care au negat creștinismul și adevărurile rostite și aduse de creștinism cu toată forța lor. Au fost oameni de știință, au fost filozofi, au fost gânditori care au spus ideea asta de Dumnezeu, ideea de Hristos care a murit, care a înviat, este un fals, nu poate fi adevărată, noi nu putem crede așa ceva. Și dacă te uiți în istorie, poți să vezi multe minți, mulți gânditori care și-au făcut foarte bine temele. Unii dintre ei, știți că sunt și astăzi tot felul de creștini sau de oameni care se declară atei, dar nu-și fac foarte bine temele, nu se gândesc la toate implicațiile. Ce implică să fii ateu? Ce implică să spui nu cred în Dumnezeu? Care sunt urmările faptului că nu există Dumnezeu? Sunt doar afirmații gratuite unele dintre ele, dar unii dintre filozofi au făcut asta și au luat lucrurile de la un capăt până la celălalt. Ne putem gândi la Nietzsche sau ne putem gândi la alți gânditori, filozofi care au negat existența lui Dumnezeu. Mi-am notat și mai citesc din când în când în biserici un citat al lui Bernard Russell, care a fost un profesor de matematică ateu. Și el a spus, pentru mine ideea de Dumnezeu nu face sens și pentru că nu există Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să ne vedem într-un fel sau în altul. Și ascultați ce spune el, cum trebuie să te vezi atunci când nu crezi în Dumnezeu? Pentru oamenii care nu cred în existența lui Dumnezeu. El spune așa, omul este produsul cauzelor care nu au nicio previziune, adică noi ființele umane suntem produsul hazardului, a întâmplării, a accidentului. Un ateu care spune nu există deasupra o minte suverană, o ființă supremă, atotputernică care să fi creat materia, energia, tot ce vedem în jurul nostru, viața. Noi suntem produsul cauzelor care nu au nicio previziune a sfârșitului la care vor ajunge. Originea lui, creșterea, speranțele și fricile, iubirile și credințele omului nu sunt decât rezultatul distribuirilor accidentale. Adică faptul că tu iubești, nu? Îți iubești soția, îți iubești copiii, practic un proces chimic în creierul tău, dar n-are nicio valoare. Faptul că tu speri la ceva, pentru că nu există această ființă supremă deasupra care să aducă lucrurile la un final, practic toate crezurile acestea din mintea ta, din inima ta, n-au nicio valoare. Nu ești decât un produs al șansei, ești un accident. Simțirile, tot ce nu sunt decât rezultatul distribuirilor accidentale de atomi, că niciun foc, niciun eroism, nicio intensitate a gândirii și a simțirii nu pot să păstreze viața individuală a unui om. Niciun foc, niciun eroism. Te-ai dus în război, lângă tine e un coleg de-al tău, te duci, îți iei arma și intervii să-l salvezi. Vezi pe cineva că e gata să se nece, sari în ajutorul lui și vrei să-l salvezi. Bernard Russell zice, chestia aia are ea o valoare, dar în final, într-un final, e o prostie. Pentru că tu ești un accident. Tu ești produsul hazardului. O să mori peste câțiva ani de zile, nu o să mai știe nimeni absolut nimic de tine. Întâmplarea. Ei, e interesant că au fost gânditori, oameni ca și Bernard Russell, care așa au văzut creștinismul, așa îl văd pe Dumnezeu. Surprinzător, alții, tot profesori, oameni de știință, gânditori, mari, profesori la Oxford, la Cambridge, oameni de știință ca și Isaac Newton,
s-a uitat la toate, la aceleași date. Aceleași date le-au interpretat și au spus, ha, există Dumnezeu. Cauza tuturor lucrurilor pe care noi le vedem în jurul nostru este generată de acest Dumnezeu veșnic. Este imposibil să explici viața și universul și materia și legile care sunt în univers fără un Dumnezeu. Și dacă te uiți în cartea lui Isaac Newton despre principia matematică, el îți explică că tot ce scrie acolo și ce gândește acolo este din pricina lui Dumnezeu. Dacă te uiți la un gânditor, filozof, Pascal, s-a făcut și un limbaj de programare după el, matematician, gânditor profund. El și-a trăit viața într-un stil foarte interesant. A fost o perioadă un om care mergea la biserică din când în când și era religios în felul lui, dar a avut o experiență cu Dumnezeu. Și experiența aceea cu Dumnezeu l-a schimbat radical. Și din momentul acela și-a cusut în căptușala hainei un bilețel în care a scris ce a trăit atunci când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Omul acesta spune, nu poți trăi și nu poți explica viața fără Dumnezeu. Dacă te uiți la John Lennox, profesor de matematică la Cambridge și la Oxford, îl auzi cum pledoarie după pledoarie vorbește despre existența lui Dumnezeu. Și stai și te uiți la cele două tabere și vezi cum dezbat și cum își prezintă argumentele și spui întrebarea, oameni de știință aici, oameni de știință dincolo, gânditori, filozofi aici, gânditori, filozofi, cum de se împart oamenii din aceleași informații, din aceleași date, de la aceleași referințe care ni se oferă, unii îs gata să meargă după Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu, să moară pentru Dumnezeu și alții zic, așa ceva e imposibil. Între cele două tabere, mai există o tabără foarte interesantă, este tabăra celor care au o formă de credință, ei se numesc religioși, ei se duc la biserică, ei participă la slujbe, ei participă la sărbători, dar viața lor nu este o viață dăruită integral, total, nu este o predare totală lui Dumnezeu. Despre ei a scris un gânditor român, numele lui Emil Cioran. Și omul ăsta a scris în felul următor, zice, când mă uit eu la credința măsurată a ardeleanului, adică ardeleanul și la credință e măsurat, așa, cu măsură. Când mă uit la credința măsurată a ardeleanului, care se duce la biserică de sărbători, care îl caută pe Dumnezeu când are nevoie de el, când are probleme, care cumva de fațadă rezolvă lucrurile, atunci spun, în Ardeal nu crede nimeni în Dumnezeu. În categoria asta de mijloc, Biblia o numește a căldiceilor, care sunt și de o parte și de alta, depinde cu cine se întâlnesc. Dacă se întâlnesc cu un ateu, îi explică, mă, vezi că există Dumnezeu. Cum adică nu există Dumnezeu? Tu ce vrei să spui? Doamne, Doamne, e acolo sus și îl mustră pe ateu și îl ceartă, măi, dar nu se poate să nu crezi. Când îl văd pe un altul că îl cheamă mai serios la Dumnezeu, zice, a, păi nici chiar așa, domnule. Zice, nu te lua prea în serios, nu fii habotnic, nu te duci așa, duminică de duminică, nu citești din cuvânt în fiecare zi, nu te rogi în fiecare zi. O iei cu măsură, toate lucrurile trebuie să aibă o măsură. Oare cum e posibil să ne împărțim în atâtea categorii atunci când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu? Cred că dilema aceasta ne-o elucidează Domnul Iisus Hristos prin pilda semănătorului. Și aici, în pilda aceasta a semănătorului, ne sunt prezentate categorii de oameni și felul în care oamenii se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să trecem prin această pilda semănătorului și aș vrea să vă spun, în seara aceasta poate fi o seară specială pentru dumneavoastră. O seară în care să-L cunoașteți și să-L descoperiți pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, cum n-ați mai făcut-o niciodată. O seară după care să spuneți, niciodată n-am avut perspectiva aceasta despre Dumnezeu.
Și aș vrea să vă mai spun încă un lucru. La final, o să stau acolo la ieșire și o să dau mâna cu dumneavoastră, dar o să am cu mine o listă, o foaie. Și dacă este cineva aici care vrea să-L cunoască pe Iisus Hristos, biserica de aici e o biserică a rugăciunii și am vrea să știm numele dumneavoastră pentru că am vrea să ne rugăm pentru dumneavoastră. Am vrea să ne rugăm ca această cunoaștere a lui Iisus Hristos să fie o cunoaștere reală, o cunoaștere autentică, o cunoaștere după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă în seara asta ești aici și dacă o să simți în inima ta, dacă o să auzi la un moment dat să te gândești, cred că mi se potrivește și mie cuvântul acesta, aș vrea la final să nu te grăbești. N-ai nicio obligație, spune-mi numele tău. Vrem să ne rugăm pentru tine. Vrem să ne rugăm pentru tine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Textul de aici începe, e unul dintre cele cinci pasaje din Matei. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus Hristos își structurează învățătura și învățătura lui structurată de către Matei în cinci mari paragrafe. Unul dintre ele este predica de pe munte. Dar unul dintre ele este în capitolul acesta 13, unde Iisus Hristos spune pildele. Și atunci când vorbește despre pilde, un lucru îl face foarte clar Domnul Iisus Hristos, foarte clar. Și ce ne învață Domnul Iisus Hristos este că noi trăim în lume, dar de fapt, în același timp, în paralel, aici, în Zalău, în Cluj, noi trăim între două împărății. Și una dintre ele este împărăția lui Dumnezeu și cealaltă este împărăția întunericului, împărăția celui rău. Și oamenii, în principiu, când se nasc și când pășesc în viață, sunt în împărăția aceea a întunericului. Și e foarte important ca oamenii să fie luați de acolo, din împărăția întunericului și să fie strămutați, să fie mutați, să fie transferați în împărăția lui Iisus Hristos. Și mutarea aceasta e un proces foarte complex, foarte delicat, pentru că nu e o mutare, adică nu e că astăzi ești în Zalău și mâine ești în Cluj, e o mutare pe plan spiritual. E o mutare pe care o face Duhul lui Dumnezeu în inima ta. Este o mutare, un transfer în care te muți de sub o autoritate, de sub o domnie, de sub o putere, de sub niște principii, sub altă autoritate, sub o altă domnie, sub o altă stăpânire a lui Iisus Hristos. Și fiecare individ, nu, transferul acesta nu se face pe națiuni, națiunea română dintr-o dată este creștină. Fiecare individ, în mod personal, trebuie să ajungă să trăiască întâlnirea aceea cu Iisus Hristos, cunoașterea aceea a lui Iisus Hristos și să fie transferat în partea cealaltă. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă în viața ta, s-ar putea să fii unul care zici, eu nu cred în Dumnezeu? S-ar putea să zici unul care, să fii unul care zice, eu cred în Dumnezeu, un om, mă duc la biserică, sunt religios. Aș vrea să spun despre mine, despre mine. Nu vreau să vorbesc despre alții acum, despre mine. Până când am ajuns să-L cunosc pe Iisus Hristos cu adevărat, au trecut ani. A fost un început, dar după aceea am început să-L descoper pe Iisus Hristos. Și aș vrea să mă asculți în seara aceasta. În seara aceasta e vorba și despre tine. Poate că știi, versete din Scriptură, poate că știi rugăciunile, poate că ai fost la biserică, poate cunoști slujbele, dar a-L cunoaște pe Dumnezeu e cu totul altceva. Este o poveste foarte faină. Un predicator american a spus, vorba chiar despre el, povestește despre o vreme în care era la școală și el povestește că printre altele i-a plăcut foarte mult geografia și că la un moment dat s-a dus la geografie și au învățat spre un munte din Statele Unite, muntele Rainier. Și în momentul în care
a venit lecția aceasta, era așa de fascinat și de bucuros că uite în sfârșit să învețe despre asta și a început să citească în cărți și a cumpărat atlas, a început să studieze muntele acesta. În momentul în care a venit profesorul la clasă, stătea și sorbea și și-a notat absolut tot ce a spus. Profesorul le-a explicat că este o hartă a muntelui la bibliotecă și o pot consulta acolo și el s-a dus la bibliotecă și la bibliotecar și a zis, te rog frumos, dă-mi harta acasă, numai pentru o noapte. Și bibliotecarul a zis, ce vrei tu să faci cu harta asta, că nu ne-a cerut-o nimeni în istoria școlii, ce vrei tu să faci? Zice, vă aduc intactă înapoi mâine, numai dați-mi, vă rog frumos, harta. Și i-a dat bibliotecarul harta și s-a dus acasă și a pus-o pe un perete și a început să-și copieze și să se uite la ea și să o studieze. Și fiecare vârf de acolo și fiecare trecătoare și fiecare lac de la muntele acesta s-a uitat fascinat la el și le-a scris, le-a notat. Și a venit ziua examenului. Și când a venit ziua examenului, profesorul le-a dat 5 subiecte. S-a uitat la subiectele acelea, a zâmbit, erau așa de simple, banale și m-am așteptat la altceva și a început să le scrie. În câteva minute a terminat subiectele și a întors foaia și a scris pe partea cealaltă întrebări pe care ni le-ați fi putut pune despre muntele Rainier. A început să scrie și a scris și a scris și a umplut acolo foi și s-a dus și a dat lucrarea la profesor și când profesorul s-a uitat la el, a zâmbit și i-a dat 10 cu felicitări. Numai că studentul ăsta avea o problemă. Știa foarte multe lucruri despre munte, despre Rainier, dar nu-l văzuse niciodată. Și într-o zi, un coleg de-al lui i-a zis, aș vrea să-ți fac o propunere, hai să mergem împreună să vedem muntele ăsta. Știu că ți-e-ți place să călătorești, să vezi. Fa, când a auzit el, a zis, fa, mă duc. Și în inima lui și-a propus un lucru, a zis, mă duc și o să-i arat eu de ce sunt stare. Când ajungem acolo în fața muntelui, știi, când tu știi de fapt despre ce e vorba, când ajungem în fața muntelui, ne oprim și o să încep să-i spun, acolo e vârful cu tare, acolo e trecătoarea cu tare, acolo e lacul cu tare, acolo e... Și o să îl dau pe spate pe ăsta. Și o călătorit, aveau de călătorit vreo 5 ore cu mașina, pe drum nu i-a spus absolut nimic. Și s-apropiau de loc, era deja emoționat, au ajuns la munte, era un platou acolo unde știau ei că de acolo se vede cel mai bine muntele, s-au așezat o zi senină, s-au pus în fața muntelui și să se uite și se gândea el, nu încep, vreo 2-3 minute îl las să admire, după aceea o să... Și povestește el cum a ajuns, cum s-a așezat în fața muntelui, cum s-a uitat la munte și s-a întâmplat ceva neașteptat. Când a văzut cât e de frumos și de măreț și de imens muntele acela, spunea el, am fost așa de copleșit și am început să plâng. Deci nu m-am așteptat la asta. Și problema mea, zice, am început să plâng, dar zice, nu plângeam cum plâng bărbații, că am început să plâng cum plâng femeile. Că bărbații, știți că plâng, li se mișcă puțin bărbia și rămân sobri, dar zice, am început să plâng și zice, mai este o regulă, o lege, zice, când un bărbat plânge, un alt bărbat n-are voie să se uite la el. Mă stă, ce colegul m-a văzut că încep să plâng, nu știu ce-i cu mine și venea și tot mă bătea pe umăr și zicea, lasă că o să fie bine. Lasă că o să fie, dar nu știa despre ce e vorba. N-am mai apucat să-i spun absolut nimic la colegul meu, ne-am urcat în mașină și am condus mai departe timp de o oră și n-am scos un cuvânt. Pentru că am rămas profund impresionat de măreția muntelui. Și lui Giglio, când povestește întâmplarea asta din viața lui, el zice... Câți dintre noi nu suntem exact în aceeași ipostază cu Dumnezeu? Dumnezeul acela pe care l-a văzut Isaac Newton, Dumnezeul acela pe care l-a văzut Pascal, Dumnezeul acela pe care l-a văzut și l-a întâlnit apostolul Pavel pe drumul Damascului, Dumnezeul acela pe care a ajuns, când te întâlnești cu Dumnezeul acesta, ajungi să te prăbușești în fața Lui. Pentru că e Dumnezeul viu, e Dumnezeul cerului și pământului.
El nu e o ființă ca și celelalte ființe. Nu te poți juca cu El, nu te poți trage de guler cu El. Îi Dumnezeu mărit să-i fie numele. Și unii dintre noi știm despre El și auzim despre El și zicem una și zicem alta, dar știm sărbătorile, dar știm Tatăl nostru, dar știu Îngerașul, dar știu cuta. Când îl cunoști pe Dumnezeu, e altceva. Când îl cunoști pe Dumnezeu, e altceva. Să nu credeți dumneavoastră că cineva se poate duce să moară de dragul lui Hristos dacă nu-L cunoaște pe Hristos. Să nu credeți că cineva își poate dărui viața lui, succesul lui, tot ce are lui Hristos, dacă nu-L cunoaște pe Hristos. Trebuie să cunoști ceva din El. Îi mai mult decât ți se spune pe stradă. Îi mai mult decât ai auzit de la vecinul sau de la vecina. Îi Dumnezeu. Și prima etapă, atunci când te muți dintr-o împărăție în cealaltă, în textul nostru, spune Domnul Iisus Hristos că ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, aude că există o altă împărăție, există o alt fel de cunoaștere a lui Dumnezeu, că există un alt sistem, că există altceva, apare prima categorie a oamenilor și sunt foarte mulți care sunt la nivelul acesta. Aude cuvântul privitor la împărăție, dar mintea lui este închisă. Este sămânța căzută lângă drum. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Este treapta cea mai de jos. Și foarte mulți oameni în Zalău și în Cluj sunt la nivelul acesta, sunt la nivelul acesta al înțelegerii, se luptă să înțeleagă despre ce e vorba acolo. Am întâlnit oameni care au venit la noi la biserică și aș vrea să mă ascultați, e așa de interesant că nu vă puteți imagina, oameni care au venit și mi-au spus, am citit în Biblie și n-am înțeles o iotă de acolo. Au venit la noi la biserică ingineri și au venit avocați, au venit o doamnă inginer la un moment dat și explicam, băbește, ca la jac. Să uita la mine și a domnul pastor, nu înțeleg. Nu era familiarizată absolut deloc cu Scriptura. La un moment dat vorbeam despre David din Scriptură și spuneam, David s-a dus și David a făcut. Și domnul pastor, și nu vă spuneați, zice, David ăsta cine a fost? Că zice, n-am auzit în viața mea de el. Nu. Numai că se întâmplă ceva cu oamenii aceștia. Când vine Duhul lui Dumnezeu la ei, dintr-o dată li se deschide mintea și zice, înțeleg. E fascinant. Mă pot ruga. Și nu m-am putut ruga. Oameni care, ce nu m-am putut ruga niciodată în public, n-am putut să spun, să leg două, și mă pot ruga. Dar este un nivel, nivelul acesta al înțelegerii. Și poate că unii dintre dumneavoastră sunteți acolo. Am încercat să citesc din Scriptură, m-am dus la biserică, am auzit predica, n-am înțeles mare lucru din predică. S-a tot străduit domnul ăla să vorbească acolo, n-am înțeles mare lucru, nu știu despre ce vorbea. Pentru că aici, la nivelul acesta, e primul nivel, e prima treaptă în care se seamănă cuvântul lui Dumnezeu. Și vine cuvântul acesta, este din împărăția cealaltă, pare străin pentru tine, pare altceva. Și Iisus Hristos vine și aduce cuvântul acesta și vrea să-ți explice că există un alt stil de viață, un alt fel de a fi, că există viață cu sens, că tu nu ești un accident, că tu nu ești produsul hazardului. Iisus Hristos vine și te învață că există o viață diferită decât a fi căldicel. Și vine la tine și începe să-ți vorbească și tu te uiți și nu-ți vine să crezi și zici da și da și chiar și nu înțelegi. Nu mai știu dacă am spus la dumneavoastră la biserică, dar cu ceva timp în urmă, la noi în biserică îmi vine în minte cazul acesta, Alex Sabu, directorul de service de la Volkswagen Audi din Cluj. Soția lui s-a pocăit în Zalău. Ea e de prin altă parte, dar am venit în Zalău la o biserică cu corul și ea a vrut să cânte în cor. Și aici în Zalău, la o predică de evangelizare, s-a predat Domnul Iisus, mergând spre Cluj, a plecat plină de bucurie.
Și soțul ei a venit la ea la botez și s-a așezat undeva pe al doilea rând și nu, rar mi-a fost dat să văd un om așa de supărat cum l-am văzut pe omul ăsta. S-a uitat la noi, s-a uitat la mine, ha, mi-ați luat nevasta, mi-o botezați, voi pocăiții, eu sunt catolic, ce vă trebuie vouă? Și știți cum e momentul acela de la final când te duci să dai mâna și încerci să zâmbești și saluți și zici ne bucurăm că ați fost împreună cu noi și tu zâmbești și el se uită la tine și nici nu mai știi ce să zici. Și a început să vină la biserică și se așeza undeva pe la balcon acolo în spate și mai venea din când în când cu copiii și cu soția și la un moment dat m-am dus la el și i-am zis Alex, Marius, nu. Pe mine nu mă interesează ce faceți voi aici. Vin pentru soția mea atât. Și mi-aduc aminte de un moment din viața lui Alex. A fost un moment special în care a venit la mine și mi-a spus Marius, aș vrea să vin și eu la întâlnirile voastre de cateheză, să aflu mai multe. Și m-am dus la el când am auzit, vai Alex, ce mă bucur, abia aștept. Zice, nu te bucura prea repede. Nu vreau să mă botez. Nu vreau să mă pocăiesc. Vreau doar să văd ce învățați pe oameni. Și am zis, Alex, e foarte bine, haide. La o săptămână după asta mă sună într-o luni dimineața și zice, Marius, vreau să ne vedem. În noaptea trecută m-am întâlnit cu Iisus. Acum, vine să, cum s-a putut întâlni un inginer de la director de service de la Volkswagen Audi cu Iisus Hristos într-o seară? Și m-am dus la biserică la 7:30, 8, ne-am întâlnit la birou și a început să-mi povestească ce i s-a întâmplat. A fost cercetat în inima lui și felul în care a vrut să vină din împărăția întunericului în împărăția luminii. Și în momentul în care a decis să facă pasul acesta în inima lui și în viața lui, au început tot felul de zbateri. Dar s-a mai întâmplat ceva în casă la ei. Aveau o fetiță mică, un copil, un băiețel, mai au încă o fetiță acum, 3 copii. La al doilea băiețel, în fiecare seară, ca și un ceas, la ora 11, băiețelul lor începea să plângă. Noapte, după noapte, după noapte, după noapte, s-au dus la medici, s-au dus la un spital, la altul. Nimeni, din punct de vedere biologic, anatomic, copilul dumneavoastră e ok. Și povestește el cum duminica seara s-a pus la culcare și dintr-o dată copilul a început să plângă din nou și era nu știu câta noapte în care trebuia să, nu putea să doarmă și m-am ridicat din pat și m-am dus în bucătărie să-mi iau un pahar cu apă, să mă calmez. Și dintr-o dată am făcut rugăciunea asta, spune el, Doamne Dumnezeule, dacă Tu ești real și tot ce se povestește acolo la biserică despre Tine îi real, Te rog frumos să faci să tacă copilul meu. Și în 10 minute după rugăciunea asta, copilul s-a oprit și a dormit toată noaptea. Și Marius, am realizat că tot ce povestiți voi acolo la biserică e adevărat. Și ascultați, vă rog frumos, mărturia lui, că e foarte interesant ce spune el. Zice, până atunci am venit în biserică, așa cum sunteți unii dintre dumneavoastră aici. Și zice, vă auzeam vorbind și auziți ce spune el. Zice, tot ce povesteați voi acolo mi se păreau niște basme. Basme, unchiule, basme. Povești. Mi se păreau că voi povestiți așa despre Iisus, despre cer, despre basme. Oamenii ăștia sunt serioși să se adună aici să vorbească despre o altă lume. Eu eram catolic, zice el. Eu mă duceam la biserică, am crescut, am făcut. Dar ce când auzeam eu din alea, mi se păreau basme. Omul acesta a ajuns să-L întâlnească pe Iisus Hristos și efectiv mintea aceea care nu putea să primească cuvântul s-a deschis în fața cuvântului și a primit cuvântul și a început să lucreze în viața lui. După ce am terminat discuția cu el, l-am pus să se roage. Am zis, aș vrea să te rogi, Alex. O să mă rog și eu pentru tine, vreau să te rogi. Ce, Marius, în viața mea nu m-a rugat cu glasare. Și Alex acolo în birou a făcut o rugăciune pe care am predicat-o de zeci de ori de atunci.
A zis, Doamne, îți mulțumesc frumos că te-ai atins de mine. Și a zis, la un moment dat, Doamne, te rog frumos să faci și din mine un mielușel în turma ta. Ce se putea ruga mai bine un director de service decât să fie un mielușel în turma lui Iisus Hristos? Pentru că există nivelul acesta al minții blocate, în care te uiți, vii la biserică, vezi ce fac ăștia aici, cântă, ridică mâinile, se roagă toți deodată, zici, ăștia serioși? E nivelul acela și dacă nu ești atent, vine diavolul și repede ia ce s-a semănat acolo. Este primul nivel, este la nivelul acela al minții blocate. Și dacă ești în seara asta aici, aș vrea să mă asculți. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, acestea sunt cuvintele rostite de Iisus Hristos. Aș vrea să știi că societatea și istoria a împărțit oamenii în categorii. Au fost unii care au zis, așa ceva noi nu putem crede, așa ceva noi nu putem accepta. Dar au fost alții care au zis, l-am întâlnit pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, nu Dumnezeul filozofilor, Dumnezeul cel viu, binecuvântat să-i fie numele. Și în seara asta, El vrea să se întâlnească și cu tine. Vrea să-ți vorbească și ție. Al doilea nivel pe care l-avem prezentat aici este sămânța căzută în locuri stâncoase. Este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Este un nivel superior. Omul acesta primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se lapădă îndată de el. Este nivelul următor, este nivelul în care ai acceptat cuvântul, ai înțeles cuvântul la nivelul minții. Dar el trebuie să ajungă să se instaleze în tine la un alt nivel, mult mai adânc. Și de aceea vedem în Zalău și în Cluj mulți creștini care nu sunt gata să plătească nici cel mai mic preț pentru credința lor. Ajung să vorbească despre credință, să spun că ei cred, că cred, dar în momentul în care li se întâmplă ceva, în momentul în care vine un necas peste ei, în momentul în care au o strâmtorare, în momentul în care au o problemă, a, ăsta e Dumnezeu și au cedat. Am văzut oameni care la cea mai mică adiere de vânt, la cea mai mică încercare, și aș vrea să spun că Iisus Hristos știe despre astfel de oameni și zice că sunt oamenii superficiali, oamenii în care nu și-a făcut cuvântul, nu și-a făcut Dumnezeu lucrarea, n-a pătruns până în adânc în el, este doar de suprafață. Oamenii aceștia sunt ca și oamenii care nu se pot îndrăgosti serios. Nu se pot îndrăgosti serios de Dumnezeu. Nu sunt gata să zică, aici stăm. Asta credem, pe aici mergem. Uneori e complicat, uneori e greu. Dar să știi că Dumnezeu e lângă tine. E foarte important să lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inima ta, în viața ta. O tânără din Bistrița a venit să studieze la Cluj. Părinții ei medici. Singură la părinți. Au trimis-o să studieze o școală, nu vă dau mai multe detalii, din diverse motive. A venit la Cluj, nu știu prin ce împrejurări a ajuns la noi la biserică. La un moment dat Dumnezeu i-a vorbit și fata asta s-a hotărât să se pocăiască. Acum imaginați-vă dumneavoastră că o tânără vine să studieze dreptul în Cluj, singură la părinți, și se duce acasă la mama și la tata și zice, mamă și tată, am descoperit ceva. Fa, ceva uluitor, nu-ți poți imagina. Și părinții se uită la ea și, ce ai descoperit tu, draga noastră, la Cluj? Și ea zice, l-am descoperit pe Iisus Hristos. Și părinții se uită la ea și zice, ce ai descoperit? Pe Iisus Hristos, să vedeți, e viu, e real, nu e o poveste, e o altă împărăție, e cu totul altceva. Și când au auzit părinții ei, fața li s-a întunecat și zice, dragă, noi te-am trimis la Cluj să studiezi, nu să înveți toate prostiile și să mergi pe la pocăiți. Și uite, sugestia și recomandarea noastră e să închei repede cu ei. Și a venit la Cluj, s-a botezat, reacțiile părinților au fost dure. Și părinții au ajuns
aș vrea să vă spun că sunt mulți părinți aici. Știți ce fac părinții când nu-i mai ascultă copiii la Cluj? Știți la ce umblă părinții? La bani. Taie banii, fondurile. Și tânăra asta a venit la Cluj și tatăl ei a zis, îți asigurăm ceva de mâncare, îți asigurăm chiria și în rest, din partea noastră, bani de trăit în Cluj. Știți cât i-o dat? 50 de lei pe lună. Frate Marius, înainte 50 de lei era numai un rimel, încă nu mi-ajungeau. Și dintr-o dată m-am trezit în Cluj cu 50 de lei pe lună. Și a început să se strângă, e complicat, tu te-ai hotărât pentru Iisus Hristos și te vezi dintr-o dată abandonat și n-am știut foarte multe, pentru că în general îi ajutăm pe cei care trec prin situații limită și vrem să-i sprijinim, să le fim aproape, dar tânăra asta a început să-și ducă bătălia, a vrut să plătească prețul. Și a ajuns până la punctul, și ea ne-a povestit o întâmplare din viața ei, a ajuns la un punct limită în care nu mai avea cu ce să trăiască, nu avea încă locul de muncă, era terminată școala, părinții spuneau, hai acasă, dacă vii acasă, dacă te lași de biserică, totul o să fie fain. Și povestește ea cum într-o zi a început un dialog cu Dumnezeu, mergând cu troleul dinspre mănăștur, înspre centru. Și pe troleu îi explica ea lui Dumnezeu, Dumnezeule, eu sunt aici și tu nu mă vezi. Părinții mei m-au abandonat, părinții mei mi-au retras fondurile, eu nu mai am cu ce să trăiesc, îs părăsită și abandonată în Cluj. Să știi, Doamne, că eu renunț. Și mergea pe drum și zice, mintea mea, eu stăteam pe un scaun acolo, nu mă vedea oamenii, nu-și dădea, mintea mea, Dumnezeule, eu renunț, tu m-ai uitat, tu nu știi de problema mea, tu nu știi de mine. S-a dus în centru și a rezolvat problema, s-a urcat pe troleu și din nou înspre mănăștire te pronunți. Și în seara asta Dumnezeu zice, te vreau pentru mine, ai fost în mine. A venit la noi la biserică o femeie, nu-i de la noi din biserică, zice, domnul, frate, a venit la noi la biserică o femeie, nu-i de la noi din biserică, zice, domnul, frate Marius, e pocăită. În mintea și în inima lui Dumnezeu din veșnicie, vă știe că sunteți aici. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi pe nume. Și Dumnezeu ne cheamă și zice, haideți aici. Și primul nivel e să înțelegi cuvântul. Al doilea nivel este să fii gata să plătești prețul. O să spună una, o să spună alta, dar tu trebuie să mergi după Hristos. Și să știi că încă nu-i nivelul final. Pentru că textul acesta continuă și Domnul Iisus Hristos zice, cei care au trecut de nivelul acesta au urcat cu o treaptă mai sus, e minunat, au înțeles cuvântul și acceptă să plătească un preț de dragul cuvântului, de dragul lui Hristos. Dar este nivelul următor și aici este nivelul cel mai sofisticat. Pentru că nivelul cel mai sofisticat, sămânța căzută între spini, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Trebuie să citim cu mare atenție afirmația asta făcută de Domnul Iisus Hristos. Pentru că îngrijorările veacului acestuia nu se referă la gândul a apar competitorii. În același timp vine diavolul și face concurență lui Iisus Hristos și în loc să te lase să te focalizezi pe Iisus Hristos, să-L cunoști pe Dumnezeu, aici este o bătălie la nivelul Duhului, la nivel spiritual, la nivelul inimii tale, inima ta să nu mai fie a Domnului. Observați, nu bogățiile veacului acestuia, ci înșelătoria bogățiilor veacului acestuia. E cea care te prinde. Ajungi practic ca inima ta de acolo, de pe treapta aceea în care ai înțeles cuvântul, de pe treapta în care zici vreau să plătesc prețul, ajunge ca cineva să vină și să facă competiție lui Iisus Hristos, să concureze cu Iisus Hristos și tu ajungi să fii sedus. Cuvântul potrivit aici este cuvântul seducție. Vine diavolul la tine pentru fiecare suflet. Diavolul se bate și încearcă să-l seducă și să-l țină departe de Dumnezeu. Și vezi oameni care aleargă și aleargă și cu mâinile pline toată viața.
au înțeles cuvântul, îs gata să plătească un preț, dar mintea lor e furată, sufletul lor, duhul lor e furat. În această seară, tu pe ce treaptă ești? Știi că am venit în seara asta din Cluj până aici? Nu pentru că n-am avut altceva de făcut. Astăzi, în mod normal, fiica noastră mijlocie sărbătorește 18 ani. Dar am ales să vin să vorbesc despre Iisus Hristos. E cel mai frumos lucru pe care îl pot face. Vreau să mă asculți. Pentru mintea ta și pentru inima ta se dă o bătălie la nivelul Duhului, la nivel spiritual. Și poate că în sufletul tău simți acolo atracția și gândurile acelea. Și poate că nu ți-ai definit niciodată lucrurile, să știi că diavolul când vine la tine, să știți că nu vine nici cu copite, nici cu coarne, nici cu furcă, vine la nivelul minții. Și la nivelul gândurilor și începe să spună gânduri și începe să te îndrepte într-o parte și în alta și te facă să-ți fie frică să plătești prețul și să nu înțelegi cuvântul, să-ți fie frică și apoi începe să te facă să vezi altceva și altceva și altceva și să nu-L primești pe Iisus. Dar textul acesta se încheie cu acea inimă, cu acea persoană care trece dintr-o parte în cealaltă și ajunge să pătrundă în el Evanghelia. Și ajunge Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine. Și când vine Duhul lui Dumnezeu peste tine, te atinge, îți aduce bucurie și începi să rodești. Semnul faptului că ai fost mântuit, semnul faptului că ești un copil al lui Dumnezeu, este rodul. Este momentul în care ajungi să mori față de tine, față de trecutul tău și să te dai lui Iisus Hristos. Este o chemare radicală pe care o facem. De aceea sunt unii care zic, noi nu vrem așa ceva. Și sunt alții care zic, noi suntem la mijloc, aici nehotărâți. Dar sunt unii care zic, noi am pornit după Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun, nu este viață mai superbă, mai frumoasă decât să umbli împreună cu Iisus Hristos. Poate că ați cunoscut pseudo-creștini din aia de mijloc. Unii dintre ei sunt în biserici, unii dintre ei vin în adunare, unii dintre ei pot să plângă aici și unii dintre ei plâng atât de tare că vor să-L facă pe Dumnezeu să le rezolve problemele lor. Dar când cunoști creștinii aceia autentici, aceia zic, suntem aici, Doamne, și vrem să rodești în noi. Și roada pe care o duce Duhul lui Dumnezeu acolo când se instalează în inima noastră, e roada a Duhului, așa se numește. Și știți care e dragoste? E bucurie, e pace. Uite-te la tine, dacă ai bucurie, dacă ai pace în sufletul tău, începe să rodească Duhul Sfânt în tine, e minunat. Ascultați-mă, încep să te duci la oameni, imaginați-vă că te duci și te folosește Duhul lui Dumnezeu, îți dă daruri duhovnicești. Te binecuvintează Dumnezeu, asta e promisiunea lui Dumnezeu. Te duci la un om și te rogi pentru el și Dumnezeu îi schimbă viața. Te duci și vorbești unui om care e legat, care e în depresie și Dumnezeu îl eliberează și se folosește Dumnezeu de tine, începi să rodești, începi să fii funcțional, începi să trăiești o viață la o altă dimensiune și ieși din spațiul acela întunecat, din împărăția aceea a opresiunii, a nefericirii și ai bucurie, ai pace. Te uiți la ăștia cum cânt aici, cânt și tu cu bucurie, te rogi și tu cu bucurie, te duci cu un sens în viață pentru că e acolo Hristos. Pentru că ai pentru ce să trăiești. În seara asta, nu eu, Iisus Hristos la asta te cheamă. Aș vrea să vă invit să stăm câteva momente cu capetele plecate. Aș vrea să te rog frumos să meditezi. Oare de ce se împart oamenii? Oare de ce sunt unii care zic că suntem produsul hazardului? Că n-avem niciun rost în lumea asta? Că nicio iubire, că niciun eroism, că niciun foc, că nicio credință? Că toate sunt sortite eșecului? Oare de ce sunt unii care, în ciuda faptului că vorbim despre un Dumnezeu care ne-a iubit și L-a dat pe Iisus Hristos pentru noi,
Spun că ar trebui să-L urmăm, dar cu măsură. Să-L iubim, dar așa controlat. Să ne închinăm, dar așa când ne vine nouă bine. Și oare de ce sunt alții? Ca și Apostolul Pavel, care spun, pentru mine a trăi este Hristos. Oare ce au descoperit ei? Oare ce au văzut aceștia în Hristos, de sunt gata să se dăruiască pentru El? În seara aceasta ce au descoperit ei, îți este dat și ție. O să stau la ieșire, o să stau cu fratele Jody și cu ceilalți frați, o să dăm mâna cu tine. Spune-ne numele tău. Am vrea să ne rugăm pentru tine. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să te treacă treaptă după treaptă, să ajungi să înțelegi, să ajungi să fii gata să plătești prețul, să ajungi să fii gata să faci față concurenței pe care diavolul ți-o aduce în minte și în inimă, să ajungi să înțelegi felul în care diavolul vrea să te înșele și să te țină departe de Mântuitorul tău, să ajungi cu rod, să ajungi să fii umplut de Duhul Sfânt, să ajungi să ai bucurie și pace, să ajungi să fii eliberat de frici, de depresii, să ajungi să fii dezlegat de patimi, de vicii, de alcoolism, de tutun, de pornografie, să ajungi să fii un om liber în Iisus Hristos, să ajungi să ai o viață nouă, să ajungi să fii folosit de Dumnezeu, să fii un instrument în mâna Lui, să ajungi să te trimită Dumnezeu și alți oameni să-L cunoască pe El prin tine. În seara asta te chemăm să-I spui un da lui Hristos. Te chemăm să-ți spui numele și să zici, vreau și eu. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să se atingă de tine. Tată drag, te rog frumos în momentele acestea să te atingi de toți oamenii din locul acesta. Dacă mai sunt oameni nehotărâți aici, cercetează-i. Dacă sunt oameni prinși în locul acesta, dezleagă-i și eliberează-i Tu. Dacă sunt oameni care nu înțeleg, luminează-le Tu mintea. Dacă sunt oameni cu frică ca să plătească prețul, Doamne, dă-le Tu credință că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor și că Tu-i aperi și Tu-i păzești și Tu ești de partea lor. Dacă sunt oameni a căror minte a fost sedusă, te rugăm frumos să le arăți ce iluzie falsă le vinde diavolul. Doamne, fă-i să primească cuvântul Tău cu bucurie și acest cuvânt al Evangheliei să rodească în ei, sângele lui Iisus Hristos să-i spele, să-i curățească, să-i înnoiască, Duhul Tău să-i locuiască și să te urmeze pe tine. Tată drag, îndură-te de fiecare de aici, chiar dacă are impresia că-i părăsit, chiar dacă are impresia că-i uitat, chiar dacă are gânduri negre în inima lui, în seara aceasta atinge-te de el și dă-i viață. Tată drag, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin. Amin. Thank you.
Frații care s-au implicat în slujire și te rugăm, lasă binecuvântarea și prezența ta în inimile lor, în viețile lor. Ne închinăm plin de recunoștință pentru seara aceasta și pentru cei care au putut să iau o decizie, care prin Duhul tău ei cercetat și vrei să-i muți din împărăția întunericului, în împărăția dragostei tale. Mulțumim că ne chem la viață și împărăția ta și împărăția ta este veșnică și dorim din toată inima ca toți cei ce au luat decizia aceasta să fie copiii tăi, să aibă parte de viață veșnică împreună cu tine. Ne încredințăm ființele noastre și inimile noastre în brațul tău. Primește-ne, întărește-ne și păstrează-ne după făgăduința ta pe fiecare dintre noi lângă tine. Mulțumim că ți-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Mulțumim că ne chem la tine și mulțumim că ne-ai făgăduit că rămâi cu copiii tăi până la sfârșitul veacurilor. Amin. Vă rog să ocupați loc. Binecuvântăm pe Domnul pentru seara aceasta, un timp în care am privit la cel mai măreț plan care a fost făcut pentru om, planul mântuirii prin Iisus Hristos Domnul. Mulțumim pentru modul în care s-a folosit de fratele Marius, care a folosit frații noștri și Domnul să binecuvinteze pe fiecare închinător care a venit în seara aceasta în casa Domnului și să lase prezența Duhului și cercetarea Duhului în viața lui. Întâlnirile bisericii sunt cele obișnuite. Fratele Mihai anunță
întâlnirea care va avea loc vineri pentru slujitori. La ieșire, așa cum fratele nostru a spus, rog pe fratele Cristi să fie și el prezent pentru a nota numele. Și la ieșire, fratele, lăsați loc să iasă dânsul primul, nu noi și primii. Și ne rugăm ca Domnul să folosească și prilejul acestei seri pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin. Deci vineri de la ora 6, nu de la 7, cu toți cei care slujesc la laudă și închinare, invit să vină, să putem vorbi, să cântăm împreună, să ne pregătim. Domnul să ne binecuvinteze. Invit și grupul Chivotul, dacă mai poate să cânte câteva cântări. Domnul să-i binecuvinteze. Pregătește-te că ziua e pe drum.